Rasa de iepuri mini-lop au o greutate medie de 1,6 kg. Blana iepurilor mini-lop ar trebui să fie densă, moale și să aibă o lungime rezonabilă. De asemenea, ar trebui să prezinte multe fire de protecție. Au un corp compact care în general este larg, cu o musculatură puternică, cu un cap rotund și obrași plini. Pieptul este adânc și larg, cu lateralele rotunjite. Umerii sunt foarte puternici, la fel cum sunt și picioarele din spate. Coada este puternică, dreaptă și îmblănită. Urechile ar trebui să fie acoperite cu blană și ar trebui să fie rotunjite la capete. Trebuie să fie ținute destul de aproape de obraj pentru a avea forma unei copite. Ochii sunt rotunși și luminoși, culori. Culorile acceptate sunt în general toate, deși cele mai des întâlnite sunt albastru, negru, maro, șinșila și roșcat. Există două categorii de culori, solide și combinate. Iepurii din rasa mini-lop sunt foarte jucăuși și mereu cu un nivel crescut de energie, iar pentru că sunt inteligenți pot fi și foarte ușor de dresat. Se înțeleg bine cu alte animale de companie sau cu alte animale din curtea dumneavoastră. În ceea ce privește copiii, deși sunt niște iepuri calmi și pregătiți oricând pentru joacă, ei preferă niște copii care știu să se joace și care înțeleg existența unor limite. Ca și animale de câmp, iepurii poate să fie foarte speriați și foarte activi, în mod particular atunci când vine vorba de rase de dimensiuni mici. Dacă o să achiziționați un iepure de la un crescător cu renume, atunci cu siguranță iepurele a fost învățat elementele de bază și de socializare și a fost obișnuit de mic cu compania omului și a altor animale. Din cauza că iepurii sunt în general animale care se stresează foarte repede și care au un psihic fragil, nu sunt recomandați ca și animale de companie pentru copiii care nu au ajuns la capacitatea de a înțelege acest lucru. Iepurii din rasa mini-lop necesită o îngrijire regulată a blănii dacă doriți ca aceasta să fie păstrată în condiții bune. Îngrijirea frecventă vă permite să identificați orice semn de rană sau boală. Iepurii obișnuiesc să se îngrijească reciproc, motiv pentru care este indicat să aveți cel puțin două exemplare. Când au grijă unul de celălalt, iepurii își ling urechile, nasul, vârful capului și în jurul ochilor. Rasa de iepuri mini-lop nu prezintă nicio problemă din punct de vedere al statutului, fiind niște iepuri apreciați ca și animale de companie. Acest lucru îi situează implicit într-un interval mare de exemplare înregistrate în întreaga lume. Sunt iepuri apreciați ca și animale de companie, dar și pentru prezentarea în show-urile de profil. La fel ca și alte animale mici, iepurile din rasa mini-lop poate fi predispus la răceli și infecții virale. Expunerea la praf, la schimbări bruște de temperatură, precum și capacitatea scăzută de rezistență la stres îi poate predispune la diverse boli, cum ar fi conjunctivita, probleme ale urechilor, coccidioza, balonarea și obstrucționarea canalelor respiratorii din cauza bilelor de praf.